Bă, ce hal de revistă e astea, bă, că de 30 de pagini n-am dat o poză. Bă, vă știți că săptămâna viitoare vine în România David Copperfield? Știu, Chiorete, că de-aia numai domn de 3 zile. Stai, bă, liniștit, că nu te-o faci întâmpla pe tine să dispari. Dar ca să fii sigur, nu te duci la spectacol. Chiorete, vine la televiziune. La tine? E, atunci n-ar fi exclus să... Bă, să stai departe de el. Nu vine la mine, tântălăule. Se duce la concurență, că de-aia nu pot să dorm. O să-mi cadă audiența la pământ, o să-mi facă să dispară. Chiorete, ce mă fac? Ce te faci? Fă-mă și tu magie în emisiune, cum faci el la altă televiziune, faci și tu la tine. Aduce o bucată bună, blondă, țâțe, păia, șolduri, pui o pui în platou și când pleacă ea la rusă să scalde, când se dezbracă, se duce la rusă, scalde, fur hainele și fugi cu ele și să vezi atunci ce sare audiența la el. Ce mă fac, Chiorete? Ce mă fac? Oh. Hai, noroc, băieți! Dacă vă zic ce fac în weekend, vă cad fețele! Mă rog, lupul poți să văd că ai căzut deja. Bă, sunt bodyguardul lui David Copperfield! David magicianul Copperfield! Vandame, cât vrei ca să-l împiedici pe Copperfield să ajungă la emisiune? Ce mă? Zim câte zerouri să aibă suma. Spune-mi numărul. A, nouă. Bă, tu ai nebunit? Un miliard? Nu, popăză, tu ai nebunit. Iar nouă este numărul spitalului la care ar trebui să te internezi. Băi, frate, îți dau cât vrei tu, mă. Și nu trebuie decât să-l rătăcești pe ăla pe undeva până trece emisia. Hai. Popăză, ăla este idolul vieții mele, mă. Îl iubesc de la 5 ani. Mă rog, platonic vorbind și nu mai mult ca pe Bruce Lee. Pe care tot platonic îl iubesc. Oricum, mă știu toate trucurile, toate magiile, toate... Bă, de-abia aștept să dau mâna cu el. Bă, ești nebun, dacă ți-o face să dispară. Nu mai bine să-mi piedici tu să vină la emisiune și nu mai ai nicio problemă. Pupăză, nu ține, da? Băi, Vandame, hai-te-vă să... Tu, fană David Copperfield? De la 17 ani. Ah, și presupun că la vârsta aia visai că apare el și îți face virginitatea să dispară. Uite așa, nu? Ah, da, și acum mai visez. E, mă, tu încă mai ești virgină? Nu, mă, sunt nebună. După el nu înțelegi că dacă nu-l ating, îl nebunesc. Serios? Păi atunci o să-ți fac o programare la cabinet. Că dat fiind faptul că Van Damme e bodyguardul lui, nu o să ai nicio șansă. Pam, că mă ajuți tu. Eu? Da. Nici tu, prietena mea cea mai bună. Fii atentă. Mă duc la Van Damme și îi spun să mă lase în cabina lui David să-mi dea un autograf pentru tine, că ești o fană înrăită de-a lui. Eu? Exact, tu. Păi și de ce nu m-ar băga pe mine în cabina lui David Copperfield? De ce îmi trebuiesc intermediar? Pentru că tu ești obsedată de trupul lui și ți-e frică să nu iei razna și să sar pe el. Păi și dacă mă întreabă ceva despre el? Că în calitate de fană înrăită ar fi trebuit să știu ceva, nu? Da, mă, liniștită, că n-are ăsta timp să stea la taclale cu tine. Trebuie să se țină după... David... Ți-e frig? Nu. Mă ustură ochii. Și cum trec de Van Damme? Că l-ar ști că-i violent. Nu știu, Mărlane, e treaba ta, că de-aia te plătesc. Ce pufoasă, ce te-a supărat, zi-mie? Vine la dracu de oraș și de București și de RATB cu cine l-a făcut. Băi, tot Bucureștiul merge cu același autobuz cu care merg eu. Asta-i culmea. Băi, dacă aș putea să fac așa ca Arabela și să-l golesc de toți cetățenii aburtoși care mi-ocupă mie locul... Da, sau ca David Copperfield. Ca cine?
Cine mai e și-al? Că e un magician mare. E, mai mare ca râlea? Mai mare ca râlea. Păi ăsta are 1,85 m. E gagicul lui Claudia Fischer. A, blondă, de joacă ea. Care e cu... Să... Vorbesc cu el dacă vrei. Zgolește autobuzul, mă face o cu splocul și hop, a dispărut toți. Că eu mă vârt în sfere înalte, am influență, poți vorbesc cu oricine dacă vrei. Băi, nu-mi vine să cred. Ne știm de atâta timp și eu habar n-am avut că ești fan David Copperfield. Zici, mă lași să intru la el în cabină? Bineînțeles, dar auzi, zici și mie, care dintre magiile lui ți-a plăcut cel mai mult? Vezi ce zic acum? Că durează, bă, dar că te grăbești. Hai, mă, povestește-mi. E una în care el, David Copperfield, să duci cum... Să... De ce mă întreb? Că uite, mi-am pierdut un firul. Ah, ăla care face el să dispară populația asta, populația dintr-un autobuz aglomerat. Băi, și nebun, pe asta nu știu. Când a făcut-o mărlane? Aaa, într-o miercuri, bă, după amiază, pe la 4:30, că mă scol pe la 4:15, că dorm până atunci. Hai, zic cum a făcut. Lasă că nu pot să zic acum, că te întârzi la om acolo, omul te așteaptă să aia... Vorbim acolo la el la cabinet când ajungi la... Să-i faci concurență lui Copperfield? Pupăză, nu mai bine să fac eu programare la cabinet, că... A, apropo de cabinet, uite, dacă vii, te las ca să îți faci reclamă la mine în emisiune. Bă, tu ai nebunit? Eu sunt femeie serioasă, nu o să fiu acum cobai la magiile tale. Hai mă, te rog eu frumos, că dacă am asistentă de culoare e mai exotic. Și-ți fac și eu o sponsorizare la cabinet. Serios? E, și pe Chiorete cine îl convinge să mă lase, tu? Da. Îmi trebuie pentru o prietenă, că este fană înrăită și vrea și ea un autograf. Și eu vreau să vorbesc cu ea. Dar de ce să vorbești? Pentru că vreau să înființez un fan club David Copperfield și am nevoie de minimum 2 membri. Ia zi, cine-i tipa? E, nu pot să zic. Păi de ce? Păi nu pot, pentru că e o persoană cunoscută și e rușine să se afle că e îndrăgostită de un magician. Să nu pare infantilă. Știi, doar copiii iubesc magicieni. Cosmo, persoana asta cunoscută, nu-i fi cumva chiar tu? Eu? Ai nebunit? Eu nu pot să-l sufăr pe ăla, dragă. Păi atunci zi-mi numele tipei, dragă. Angie. Păi și atunci de ce nu vine ea singură să ia autograful? Pentru că este obsedată de trupul lui și e frică să nu sară pe el și să-l strivească. Mă înțelegi? Mă rog, dar să știi că eu un fan club tot o bag, da? Dar unde te duci? Cu geanta, ia-ți-o înapoi. Dar unde te duci? Alo? Dă-mi-o urgent pe Angie. Cum nu e, mă, idiotule? Cum nu e? Pe cine faci tu vacă, mă, boule? Tu, magicul de zilica mea! Nici într-un caz, pupăză! Adică eu nu știu ce costă magiile astea, mă! Hocus pocus, pac! Și mi-o lași fără fustă, hocus pocus, pac! Și mi-o rog fără bluză. Ala că te știu, bă! Bă, nebunule! E emisiune în direct, bă! N-avem cum să... Adică ce? La emisiunea asta în direct nu este pauză publicitară? Nu mai știi ce să inventezi, al dracu, ca să-i vezi drânga. Bă, fii atent aici. Dacă vrei, îți arăt cum fac, da? Hai, stai aici lângă mine. Fii atent. Să zicem că tu ești Dezirica, da? Hai, vino mai aproape. Hai mai aproape. Cât aproape, pupăză? Cât aproape? Păi ce vrei, mă, să-mi o lipești de tine, ce tot-i tari, nu o lipești de mine! Adică?
Dar trebuie să o ascund în spatele cârpei ăstea, roșii. Da? Ca să nu mai vadă camera. Dar de ce să nu vază camera? Ce ai tu de când să faci în spatele cârpii cu ea, ia? Să pot să o fac să dispară, bă, cațomane. Și cum o faci tu să dispară, bă? Hai că m-a făcut și curios. Ia, arată-mă cine. Cum e foarte simplu, bă. Uite, ea o să se lase în jos, da? Hai, lasă-te în jos. Să mă las. Lasă-te în jos aici, da, după bine. Cârpă, așa. Aici! În dreptul lui! Bă! Ea va intra printre picioarele mele și se ascunde după birou, da? Și gata, magia, a dispărut. Hai! Hai, deodată, că după tine... Mă scuzați, băi, ce eu căutam pe Angi? Dar continuați, eu n-am văzut nimic. Ieși afară! Nu am pupă, zăna! Iată-te! Iată-te a ieșit! Bă, dacă era Desirica în locul meu acum, ce se întâmpla, bă? Era deja însărcinată, spun eu, pupă să țar cârpa, dracu. Ce orate? Desirica încape între picioarele mele. Adică? Adică ea trece printre, că e mai subțiri ca mă, nu-i ca tine. Pupăză, Desirica mea nu trece printre picioarele tale și punct. Dacă vrei, au lăsat la emisie, faceți exact invers, bă. Bine, mă. Eu, fană David Copperfield? De unde am mai scos și tâmpenia asta? Da. Angi, am și o mare rugăminte la tine. Fac cinste. Da, da, da. Da, Mârlane, bine că ai venit. Auzi, zi și mie magia aia cu autobuzul, că am timp acum. N-am eu. Da, da, da. Da, pa. Da, da, am rămâi datoare, da? Pa. Unde rămăsese? Angelica, nu te mai ascunde că știu tot. Emma mi-a spus. Ia zi, vrei să intri în fan club David Copperfield? Există? Bineînțeles că există, eu l-am înființat. Păi e și Ferdi în el. Ferdi? Să nu spui că nu ți-a spus că e fan. Ferdi e fan? Păi... Bă, ăla nici nu știe să-i pronunțe numele, zice Copperfield. A făcut mișto de tine, amărâtule. De-aia nu știam eu magia. Pentru că nu există. Ia zi, vrei să intri în fan club? Normal! Că de-aia sunt o fan adevărată, ce face? Mersi! Ia zi, care dintre magiile lui îți place cel mai mult? Aia cu... Aia... Aia cu... A! Când face să dispară lumea dintr-un autobuz aglomerat! Există? Păi adică ce? Eu mint? Adică mă faci impostoare? Băi! Nu ți-e rușine să jignești o fan adevărată ca mine care pe deasupra mai are și autograful lui David? Ai autograf? Normal! Unul mai vechi, da? Arată-mi-l! Ce dragă crezi că îl țin la mine? E pus la păstrare, la... În valiză, la cămin! Ce, doar nu vrei să mă duc să-l aduc acum, Ana? Ba da, te duci? Angelica... Autograf! Ce mama naibii faci tu cu el? Nimic! Doar așa, ca să văd cât de potent ești! Că ai zis că vorba aia, te învârți în sfere înalte, poți să procuri orice... Puternicule! Să nu vii fără autograf, că te crăp! Adu-o-ală! Am greșit, fantabe! Chiartă-mă! Dar acum să știi că chiar am devenit fanul lui, bă, sunt... Îl iubesc, îl ador, îl... Zi, mă las să intru să-i dau și un autograf. Mârlane, am zis nu, nu rămâne. O, nici dacă aflu pentru tine care-i trucul ăla cu autobuzul, cu mulțimea, cu... De unde mă să afli tu? E, de unde? Mă deghizez, bă, mă deghizez eu în David Copperfield și mă duc și vorbesc cu asistenta lui și zic, dragă, am... Uitat, venea trucul ăla cu autobuzul, cam atâtea pe cap. Și ea mi-l spune eu la fund, ăla ce-l spui și ție, mă? Nu, Mârlane, știi că nu ești prost? Nu, acum am aflat. Hai, bă, și mă lasă intru. Nu!
Bine, mă, adică eu fac atâtea astea pentru tine și... Să dispar de aici, maidanezule! Păi dacă treci printre picioarele mele, vezi totul, mă! Dar cine, Doamne iartă, mă, te-a pus să vii în fustă? Tu, sclerozatul, ai uitat? Nu spuneai că asistentele sunt sexy? Apropo, de ce nu mai sunt asistentă? Pentru că, stupidul de gagică, tu vrea să trec eu printre picioarele tale! Exclus! Rămâne ca înainte! Eu trec pe la tine pe răspunderea mea! A crezut? Te lasă? Nu, dar stai liniștită că tot prind eu un moment când nu e la ușă. Că s-o mai duce și la toaletă, doar nu o face el. Oricum, dacă reușești să intri, ia-mi și mie un autograf. Dumneavoastră? La David. Eu sunt una din asistentele lui. Bine, acum nu mai joc pe scenă pentru că sunt și un pic gravidă, dar... O să aștept un moment dacă... Da, puteți da, să știți că maestru a ieșit. Lasă că vine înapoi. Păcălață-mi. Amintește-mi, te rog, trucul ăla cu autobuzul, că am un lapsus teribil. Van Dam? Mârlanu? Mai este sunteți idolurile! Ma? Van Dam? Ziceai că lurești mincinoasă! Vorbești, măcare-te! Cu asistentele lui? Mă, doamne! Mersi, dragă, rămân dator. Mamă, ce-a dat! Atențiune, atențiune! Fără nicio preparație! Hocus pocus revelat! Apleacă-te! Hă? Apleacă-te! Păi ești nebun, în crapă fusta! Vreau să-ți iei eu 10, apleacă-te! Ha? Iasă! Păi ce s-a zis, mă, măgarule? Cine pântre picioarele lui cine intră, mă? Chiorete, suntem în direct! Să vezi ce direct îți bagi eu în botul ăla de gigoloi răsuflat, țar botul ăla al dreacu! Ridic-o pe tezirica, că dracii te ia! Cine? Ești... Eu nu să știi că eu n-am vrut. El m-a obligat. Chilați! Unde? Prima și dată dă-i vândă la tine către mine, ușure. Dă-i! Scoate-o de acolo, trece! În al doilea rând. Mă, tu mi-a arătat mie iubițica goală la TV-ul. Chiorete, stai că suntem... Rămâneți cu noi. Revenim imediat. Mulțumesc pentru autograf. Mult succes în emisie. Puternicule! Să nu vii fără autograf, că te crăp! Adoala! Să trăiți, maestre, dacă se poate, un autograf pentru gagica mea, să, da, scris pentru Angelica. Da, cu U de nigre. Ce erai, impostorule? Ai, ce erai? Ăsta rămâne la mine.
maestre! Ce faci, madame? Van Damme! Am crezut că ești tu și am vrut să ne împăcăm după... Mă crezi? Nu. Eu de unde să știu, mămica, că a fost un accident? Păi eu când te-am văzut pe tine în magia goală, mi s-a ridicat sângele la cap, am simțit că nebune, să știi. A, știi ce? Să-i cer iertare, brută ce ești! Păpază, eu... Chiorete. Ha? L-am spart la audiență pe David Copperfield! Nici nu știu cum să-ți mulțumesc! Mie? Păi ție, că dacă nu mă băteai tu în direct în emisiune, și sunt convins că și în reluare nu se uita nici dracu, Chiorete! Mulțumesc! A fost prea brutal? Nu! Da, mămica, cum să nu? Ia uite, e original de la David Căpătul. M-am bătut cu mii de fani, uite ce mi-au... Ca să ți-l aduc eu ție. Ce? Serios? Păi și atunci de ce nu seamănă cu ăsta pe care mi l-a dat Emma? Mai pufosule, tu o minți pe iubițica ta? Nu de la asta, măcar de la asta, să fie amândoi la fel. Dați-mi un autograf și dacă îmi dați un autograf, vă las să mă ghiați cotoiul. Să scoate-mă. Retardații, în cadrul, ușor, nu-i speriați, ușor, ușor. Uite, uite, uite! Du-te, băiuț, pentru Angelica să... Angelica. Aici erai, impostorule! Aici erai! Ăsta rămâne la mine. Autograful! Comanda, basculando, că trebuie să văd ce-am făcut la emisiune! Băi, dar tu atât de prost ești, că nici nu mai știi subiectul dacă nu te uiți la reluare! Măi, mai ușor, că vreau și eu să lucrez mai... Dă-te-le comanda odată! Ce naibă, am pus-o adineaua la mitracuia, bă, frate! Măi, lăsați-mă, măi, și pe mine să lucrez, vă rog frumos! Na, așa trebuie să fie!
Aici că n-aveau să fie la treabă. Băi, spuneți care mi-ați luat cheia că vă nebunesc. Păi, dacă din momentul ăsta mai spate calibagru sună german încă mă-l fac carne de mici, îl toc. Dar ce zic eu, carne de mici? De spitalul de urgență îl fac. Băi, clar? Formația? Stai din gură! Ce spital de urgență? Da, morga! Idioților! De trei ore mă chinui să aflu că face un 5 ori 6! 56! Da, ce-am zis! Gura! Gura! Marș! Marș! Ce-i dracu să... Dacă mai aud un sunet, vă joc pe gât, mă! Tâmpiților! Gura! Ai văzut, bă, Chiorete, ce înseamnă autoritatea uniformei, mă? Nu mai mișcă unul în front. Bă, așa ar trebui să faci și cu gagică ta, mă. Mă rog, asta dacă nu vrei să mai ai urmă de toc pe gât. Da, ce te-o să zic, popoze, că n-am nicio urmă de toc sub gât. Să mă lași în pace, că nu sunt sub papul cu muierii. Gurea! Cu mine nu ține, Chiorete. Uniforma timorează doar caracterele slabe. Ce vrei, mă? Să trăiți. Domnule ofițer, nu cumva pot să vă inoportunesc o întrebare? Bă, cheile mele la tine, le-ai văzut pe undeva pe aceea, că nu se dau de ele. Orlane? Înțeles, le-am pierdut. Iubi, dacă spun ce le-am făcut la ea, o să cazi pe spate. Chiorete, la ce oră trebuia să mă suni? La 4, mămica. Aha, și m-ai sunat? Păi nu, că am zis că vin direct acine și după aia... Adică eu îmi bag gura cu tine degeaba, mă, măgarule! Eu sunt proasta ta? Păi ea cu-i mămica? Mă faci și proastă în față acum, a? Nu eu, mămica, tu ai zis! Taci! Eu când vorbesc, tu taci, ai înțeles? Să știi că m-am săturat să-mi bat gura degeaba cu tine! Eu vorbesc și tot eu aud! Nimic din ce spun și ce fac! Ai văzut, bă, Chiorete, ce înseamnă autoritatea uniformei, mă? Nu mai mișcă unul în front. Bă, așa ar trebui să faci și cu gagică ta, mă. Mă rog, asta dacă nu vrei să mai ai urmă de toc pe gât. Ține cu ideea că mă întorc imediat. Ce faci, mamă, și sfidezi acum? Pleci când îți fac morală. Aha. Deci, acum ți-ai pus uniforma pe tine ca să am imaginea completă a incapabilului, nu? Sau poate ai responsabilului? Gura, domnșoară, din această clipă nu mai vreau să-ți aud Melița, că mai căpia la cap destul cu trânsa. Din momentul acesta devin bărbatul care trebuia să fiu din prima-și clipă. Autoritar și ferm. Chiar că tu ai nebunit? Ce vorbești tu cu mine așa? Acum vorbesc eu, gura, când îți spun. Dacă nu-ți convine schimbarea, adio și... ne despărțim! Ok, ne despărțim! Aha, joacă tare! Bine, perfect! O să-mi iau țoarele și la revedere! Perfect, dar să mă anunți când ca să știu să nu fiu acasă! Și mai bine! Adio! Și n-am cuvinte! Ce să spun? 1, 2, 3! 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ce-am făcut? A început. Dă imediat pe serial că te omor! Mai tace că eu am venit primul, am deschis televizorul, mă la ce vreau, că e foarte important pentru mine să văd asta. Da, măi, dar desenul ăsta l-ai văzut de 100 de ori, infantilule! Da, da, ăsta-l omoară pe Tom și Jenny. Stai pe aproape! Ha, 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 ha. Vezi că tot e bună și grăsimea la ceva, că nu trec infraroșiile prin ea. Na. Dă-te, bă, ce și fraroși! Dă-te în televizor, că te... Ai văzut, bă, Chiorete, ce înseamnă autoritatea uniformei, mă? Nu mai mișcă unul în front! Mm.
fițele! Angelica, îți ordon, marș imediat în fața micului ecran că mă tărpădările cu tine. Te prezinți imediat la comandant, recte la mine și predai dotarea. Recte telecomanda, ne-am înțeles? Sfidezi autoritatea uniformei, da? Redă imediat telecomanda, Carminter! Ce o să-mi faci? Carminter! Mă despart de tine! Să fii sănătos! Dar nu mă despart eu de tine! Stau aici pe capul tău până îți trec figurile din cap! Să crezi tu că mai stai dacă ne despărțim! Mai pleca la servici, cum încui ușa și schimbi iala! Nu, să te vă plăge mai întâi! Dar nu te lipezi de perete? Păi cum mă lipești, fai, dacă n-ai pus să intri? Cum mă lipești, ha? Intru pe geam și tot te lipezi de perete! Auzi, ea intră pe geam! Păi ziua când o să fii tu stare să te ridici, să traversezi geamul, în ziua aia mă transform eu în Brad Pitt! Adică ce vrei să spui? Că eu sunt grasă? Sandy! M-ai făcut grasă? De ce nu vine pupăza? De ce nu sună? Păi dai și tu, mă, răbdare! E și ea orgolioasă! Și pe deasupra mai e și psihologă. Se pricepe, bă, la războiul psihologic. Corect. A? Dacă vrea război, de război o să aibă parte, bă. Vorba poetului. C'est la vie, c'est la guerre. Adică asta-i vie, asta-i guerra. Ce-o fi așa greu? E cultul, aoleo! Ce mai merge soneria? Am decuplat-o noi, mărlane, că ne-ai căpia cu ea. Ciorete, deschide, bă, că mai... 50.000. Ciorete, lasă Caterinca, vino, deschide, fac pe mine. 50.000, că deja e a 10-a oară, bă, când își deschid poarta. Băi, Borțomega, băi, tu ce crezi, bă, că sunt portarul tău? Păi tu nu înțelegi că am pierdut cheia. Să fii sănătos. Prostia și plăcerea se plătește. Nu dai banul? Nu intri! Deschide că-ți promit că-ți dau! Ne! Păi tu ce crezi, bă, că s-a întâlnit hoțul cu prost? Cu polițaiul? Marș, bă, nu intri! Nu marci? Și azi afară, bă! Păi cum să-ți dau atâmpitură dacă ești achisă? Păi bagă-i aici! Pă la toc! Ia! Uite, pe aici, că-i fantă! Ți-ar focul, ți-ar... Deci aveai cheia, tu mi-ai ascuns să ne rogi, lasă că ți-o plătesc eu, Chiorete! Normal, de fie cedată când folosești ușa. Dacă nu te duce capul să faci și tu o dublură, dar ce capă că ăsta n-are minte nici cât o găină beată. Vai de capul lui! Să revenim la ale noastre. De ce nu vine, pupăză? De ce nu vine, mă? Păi ai și tu răbdare, disperatule, că ești ea orgolioasă. Și pe deasupra este și psiholog. Și se pricepe la războiul psihologic. A? Corect. Prea război, război îi dau. Vorba poetului. Se la vii, se la gher. Adică? Asta e vie, asta e gara. Bă, tu uiți de la mână până la gură. Vrea să-i dai cheia de la voi să-și ia lucrurile? Mhm. Fata nebună, ăsta vorbește serios. Nu te juca. Aiurea, plufează în continuare, vrea să mă sperie. Doar o-i ceda și o să ajung cățelușa lui. Păi asta-i. Dă-i tu cheia asta, să vedem până unde o să meargă cu circul ăsta. Ce mai ai găsit cheia lui Mărlanu? E cheia de la Desiret. Nu mai poți o de Mărlanu, ce să spui, e tine. Deci tu mi-ai luat o câine, exact cum bănuiam. Hai să vedem care pe care. Bă, ați văzut ce mașină și-a tras gogoașă? Unde? Unde-i? Care mașină? În fața casei aceea. Hai, tu nu te duci, mă? Pe mine nu mă interesează. Treaba ta? Păcăgică, te interesează? Să vezi cum se dă parcă gogoașa să o plimbești pe altura. Ce te zic afară?
Ai, doamne, cu fiorici. Gogoașe! Bă, unde-i cheia de la cotețul la câine, bă? În sertar la tacâmuri, bă! Dar de ce, mă, ți s-au terminat banii? Și ți-e frică că nu-ți mai dă nimeni drumul să intri în casă? Asta e de la pupăză, că mașina de afară e a lui vecinul, nu a lui Gogoașe. Băi, ajută, n-am știut. Și asta e de la mine, că Gagica nu e de Zirica, e chiar nevasta lui ăla, bă, dar e mașina, ți-e clar? O fi fost și ea neagră de supărare că mi-a luat și ei, bă, citea asta. Tâmpitule! Și acum să ne scoatem părleala. Domnul Ciorete. Hai, uite! Bă, ce treci bălțați ai! A, treacu' să... Stai! Ți-ar cheia mătii cu cinta schimbați cu... Schimbați-mă, voi mie cheia, mă, să-ți... Ah, ardiu al focul, că dacă nu vă nebune... Nu vă nebunesc, că... Dar și eu până nu o să-ți fac al dracu' de acolo. Să vezi că ăsta a schimbat iala. Îl nenorocesc. Mărlane, deschide ușa că dai de dracu! Dar ce zic eu de dracu? De tot neamul! Bă, vezi că nu scap de mine așa cu una, cu două! Băi, nu mă face că intru pe fereastră și dacă intru pe fereastră, ți-o iei dublu! Bine! Mi-a dat altă cheie, nu pricep, la ștă, ca să mă omilească, să-și bată joc de mine. Ca să nu pot ce-am luat hainele de la trânsa, dacă n-am cheie, cu ce să-mi iau hainele? Ai, bă, deasupra voastră nu e cumva dormitorul de Zirica? Ciurete, ai nebunit? Doar nu vrei să spargi plafonul ca să intri la... Bă, tu altceva mai bun n-ai prins decât papițuiul ăsta. Vai de capul tău ce ghinion ai avut în viața asta. Chiară, de ce vrei mă să faci? Să-mi iau hainele, nu ți-am mai zis de 10 ori? Bă, doamne, ăsta e nebun. Bă, noi stăm la etajul 5, ai nebunit, nu te frică? Acum mai mi-e frică de nimic. Fă ceva! Vandamie, fă ceva, că la nevă conștiință! Fă ceva! Nu, dacă e nebun! Fă-te-o, omule, mișcă-te odată! Chiorete, dă-te jos de acolo, că pe geamul meu nu ieși! Chiorete, dă-te jos, că-ți dau vibranta! Îți dă vibranta, hai! Aoleu, îmi dă vibranta! Ai văzut, iubito, mă știe de frică ce să văd! Mă moară cu bine! Bravo, mă, se pupă! Dar potul ăla, Andrecu! Dar prostul ăla, dracu, un sfert de ceas mai trebuie cu el! Îngrămădit așa să vezi. Praf. Mai respiră! Mai ușor, că vreau să mă concentrez! Mamă, dacă mă ajuți, jur că nu o să mă mai ating niciodată de telecomandă și nu o să-i mai las nici pe ceilalți să schimbe canalele. Tu o să fii regele televizorului. Să se facă așa cine minte? Să dea Dumnezeu că așa slabă n-am fost niciodată. Mă ajuți? Hai! Hai, ia-mă de aici! Bine, hai! Bă, Gogoașe, bă! Tu nu știi, bă, că cine sapă groapa altuia cade și el și Angelica în ea?
acolo dacă ai rău de înălțime. N-am niciun rău de înălțime, deștept-o, de la băutură. Că mi-a zis o poșircă de șampanie să beau. De ce nu mi-ai zis treaba asta că e poșircă? Sună-l imediat pe pupăză să fie să mă dea jos de aici. Că el a fost pompier în armată. Auzi, mă, Chiorete, dar nu mai bine sunt eu direct la pompieri? În nici într-un caz, stâmpitule. Vrei să apar la știri, să mă râză toată omenirea și să-i dau satisfacție lui Dezirica? Doamnelor și domnilor, iată, avem primele imagini de la fața locului. Sinucigașul se pare că se numește Chiorete Ilarie și face acest gest disperat pentru a o convinge pe iubita lui să se întoarcă la el. Așadar, rămâneți cu noi și veți avea parte de adrenalină pură. Și bineînțeles, vom încerca să intrăm în direct și cu iubita sinucigașului, care se pare că este psiholog și are cabinetul în blocul alăturat. Trimite SMS la numerele de pe ecran cu tarif triplu și scrieți dacă credeți că Chiorete Ilarie se va arunca sau nu. Și dacă da, moare sau doar își rupe coloana. Ce vrei, bă? Mărlane, am o urgență, Mărlane, fac pe mine. Ajută-mă să intru în casă și îți dau 500 de mii. 2 milioane. Cât? Vrei bine, nu fă pe tine de tăiere. Că trebuie să zici bani de șlăpan ordinar ce ești. Ești croc internațional. Vine la fereastră să-ți dau banii. Așa, păi vii de acasă, mă! Hai, mă! Hai mai repede, că nu mai pot! Hai! Hai, bă, banul întâi! Hai, mă, că... Aumă, nu nebunesc! Uite-mă, 2 milioane, hai! Dă-mă la euro, nu le... Hai, mă! Ce sunt? O figur că te mai iei, ia-mi! Hai, mă, că mă urgență! Băi, încet, băi, încet, că fă mâine! Băi, încet! Nu poți! Cum nu poți? Mărlane, nu glumei cu mine! Mărlane, sunt... Mărlane, măcar dă banii înapoi care ți-am dat! Ce vorbești, bă? Dai efortul, bă? Efort pe care eu l-am depus! Ce e vina mea că te greșeam, că porcul, că crăpi tine, că un frigider întreg ar fi te-ar foc? Eu mi-am dat interesul, nu se poate, nu se poate, mai te-am bata! Mărlane, ți-am dat 2 milioane care să mă bagi în casă, măcar! Hai, hai, sau mai bine pune un scaun acum! Dă-te un pic mai așa, să nu spui mâine, dacă mă bruiesc! Bă, bă, ce... De porcul ăla. Na, ți-am zis eu, fraiere, că te țepuiește? Ia zi, acum ajuți? Bă, bă, n-auzi, bă, stai pe loc! Chiorete, stai pe loc! Chiorete, nu faci ce vreau să-mi ven, e că în 2 minute vin pompierii! Am vorbit cu ei! Merge, cred că o fi blocată cu ceva pe dinăuntru. Sparge ușa, Vandame, sparge-o! Iar tu du-te la tine să închizi geamul, că poate vrea să treacă înapoi. Aoleu, da. Hai! Doamnelor și domnilor, din păcate sinucigașul a intrat în casă. Dar să sperăm că va mai încerca să se arunce. Așadar, nu schimbați canalul, că nici nu știți când moare. Aha, iată, iată că a scos o pungă pe geam. Probabil că își va arunca hainele mai înainte. Senzațional! Înseamnă că va sări în gol! Asta înseamnă că va sări gol în gol! Deci, de două ori gol! Cu adevărat extraordinar! Asta da spectacol! Numai aici, la Pupăză! Show! Bă! De ce ați închis, bă, geamul? Ia uite, mi-au căzut trei hainele pe jos acum! Ai dracu! Bă! Lăsați hainele unde a căzut rău, că e animele! Bă, sunt polițiști, bă, hoților, dragii vă ia când doi cobor la voi! Hirăți! Give it to Musette! Musette!
Cu tremur să ne urmă. Ce ți-a zis eu ție, bă, tâmpitule, mă, să nu mai încerci, că n-ai cum să intri, mă? Nacac! Ce lica! Tu-ți, cum ai intrat? Peste pervaz. Peste. E, vezi că am putut, Mărlane? Ei, ia să te văd eu acum cum te transformi în Brad Pitt, că așa ai spus, nu? Da, nu-i cinstit, mă, mica, ăla ți-a ținut scara, te-a ridicat cei. Mărlane, transformă-te. Chirete, chirete, nu faci vreo prostie că sunt aici! Chirete, deschide-ți să vorbim! Chirete, ne auzi, deschide să nu faci vreo prostie! Ce face bandame? A blocat-o și pasta, hai, deschide-o! Pompierii nu-l prind în plasă. Câș, câș, mă, câș, câș, câș. A, puf, la-l dracu. L-au prins. Dar nu are nimic. Rămâneți alături de noi pentru că show-ul nu s-a terminat. Cu siguranță o să-l bată gagică sa pentru că a vrut să o bage la cheltuieli de mormântare. Și bineînțeles, noi suntem aici ca să transmitem pentru dumneavoastră în direct. Așadar, nu schimbați canalul că nici nu știți ce cafteală pierdeți. Totul numai aici la Popăză Show. Yes! Stați cu noi! Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Dacă sunt frânt, nu e paranormalul, razna. Și nu mai sunt în stare a înregistra vitezele ca lumea. Ce viteză, mă? Păi nu v-am zis, bă, că săptămâna asta m-au pus ăștia la circulație? Pe post de radar? Aoleu, bă, cum mă duc eu la Amalia cu fața asta, mă? Dar ce, mă, te-ai cuplat cu Amalia? Nu, dar vreau. Și halul ăsta
Cred că o să ador pe ea înainte să mă cuplez. Aoleu! S-a oprit! Faceți intenționat, a? E, făceți-mă a dracului că nu vă las nici o să închideți un ochi toată noaptea. Poșteluș, maică, vino și cântă-mi de Nani Nani că nu mi-am făcut somnul de frumusețe și vreau să mă țipez puțin. Dar am promis că îmi găsesc și mie o emisiune, da? Da, pupăzel? 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 Da, da, dragă, da, așa, așa rămâne, așa. Simțitule, dacă vrei să știi, eu mă concentram ca să aflu cum să vă idizez mai bine în traficul ăsta, bă! Na! Păi ce mă stam până? Păi ce te uiți după semnele mele? E! Domnișoară, mai durează mult că am înghețat. Domnișoară! Domnișoară, fac pneumonie! Exact! Pneumonie! Să mai verificăm o dată. Ziceți 33. 33. Am mai în 7, vă rog. 33. Dacă nu scăpăm de baba asta nenorocită, ajungem pe druburi, ajungem șomeri! Și abstinenți! Dar de bă, emisiune de-asta în care să n-aibă legătură cu sexul în vecii vecilor! M-ar fi Meteo! Mamaie! Mamaie, să-i zici lui Mata, bă! Auzi, bre, dacă găsim o emisiune lui Costeluș, una așa care să vă convie, e ok, cum ar fi la Meteo, bre? La Meteo? Și să prezinte cum Simona sexual? Nu, bre, nu prezintă cu nicio Simona, prezintă singur. Singur, ai? Ca onaniștii, nu? Băi, doamnă, rubrica Meteo nu are legătură cu sexul. Hai ce mortu. Dar tu nu citești ziarele? Lasă, mamă, naibii ziarele de doile. Aici suntem la televiziune. La televiziune? Nici o credeți voi. Apropo, să-i spui lui șeful al tău să vă bage pe cablu, că deleghianul ăla cu care vă recepționez la mine am nevoie ca să spăl niște rufe. Bun, așa. Deci n-am înțeles. Nu. Dacă îl bag la Meteo, pleci acasă liniștită? Da. Dar după două, trei ediții, ca să mă asigur că nu e cu despuiate. Nu e bre cu despuiate, că zic eu că eu sunt șeful. Dacă ți-ai zis că îl bag, îl bag în... Tu ai emisiune soft. Adică la calculatoare? Genială ideea! Și el o să fie un fel de Simona senzuală a televiziunii. Ia să vă dați mă o primă. Ne dăm să trăiți! Auzi, șeful? Dar cum adică o să fie un fel de Simona senzual? Păi adică să se dezbrace în funcție de temperaturile pe care le prezintă. Uite, începem în costum de schi și terminăm în costum de Adam. Bănuiesc că așa v-ați gândit și voi, nu? Da, sigur! Da! Șeful, șeful! Dar nu trebuie să mă dezbrac de-n prima până la piele, nu? Că în Europa e frig acum, nu? Dar cine a zis, mă, să prezinți doar pentru Europa? Încheie, măi, tată, cu Africa, cu Emiratele, că acolo sunt 40 de grade și-ți vine să scoți pielea de pe tine de cald. Poți, mă? Că asta ar face super audiență.
Hai, succes! M-am distrat cu voi. Abia aștept să vă văd diseară. Păi de cum? Adică eu... Mămica, m-am nenorocit! Da, e o gogoașă! Auzi, mă? Există vreun truc ca să nu observe gagica că dorm pe ea? Cum naiba o conving eu pe mama să mă lase să mă despoi? Nu știu, gogoașă. Puneți minte la contribuție, că-i măta. Ce șușotiți acelea în piele țăților? Nu șușotim, tântiluș. Am vorbit așa în șoaptă ca să nu vă deranjăm. V-am deranjat? Nu! M-am trezit singură, că am visat că eram pe moarte. Nu l-a dat Dumnezeu. Ai zis ceva umflatule? Hai zis că ar trebui să vă mă odihniți, tanti. Du-te, bă, cântă-i lui mămică ta ceva de noapte bună, să doarmă și ea săracă, că uite cum se chinuie. Lasă, că deja de vocea lui m-a plictisit. Ia mai bine treci, ma tale, umflatule, că ai vocea mai bună. Și se meni și cu Pavarotti. Doamne, ce am făit? M-am învinețit amoi de morți, ia vezi. Se meni cu Pavarotti la gabarit, tântăleule. Treci! Adică da, tanti. Să nu mă după dumneavoastră. Poftiți? Ai zis ceva? Încolo, tanti. Curăl, bă, tanti. Poftiți, doamnă. Ce ne facem? Auziți, dacă o facem să creadă că e bolnavă, că dacă se internează în spital, scăpăm de ea. Bă, tu crezi că mămica e proastă? Aci, mă bazez că seamănă cu tine. Trecea fafara militară în frunte cu tolomac major și ăla era fitumare. Taci, odată, că mă bagi în spital, joacăre! Asta e, că dacă e în spital, nu mai e aici și scăpăm. Dar cum naiba fac? Dar ce prematale ai probleme cu urechile? Nu! Dar dacă mai cânti mult, sigur o să am. Dar cu ce-i probleme? Te întreb așa ca să știu să te menajez, să nu te... Cu șalele, maică, cu șalele, că-s bătrână! Oh. Și cu tențe pe nescoașco, că la bătaie mă rupi! Și cu inima! Da, așa mai vin acasă. Auzi? Gogoșic al matale, rectefitu. Știi că vrea să se dezbraci direct la televizor într-o emisiune fără să-ți spui lumea ta? Așa, mamaie. Și acum dă ochii peste cap și aleluia. Hai că te ajut și eu. Tu l-ai băgat, nemernicule! Irma! Hai că a scăpat. Păi și normal, că doar i-am făcut o oră respirație gură la gură. Angi, defibrilatorul repede. Să mă spitalizezi, basculanto! Că m-am hotărât deja să-l las pe Costeluș să facă emisiunea. Îl lăsați? Păi da, că mi-a explicat că se dezbracă pentru o cauză nobilă. Dacă mi-a explicat și tântălău tău, nu mai ajungea victimă colaterală. Cauză nobilă? Păi nu faceți meteo ăsta pentru persoanele cu probleme psihice? Ba da! Și el se dezbracă ca să...
Ca să... Ca să le exemplifice acestor persoane cu probleme psihice ce înseamnă temperaturile alea de pe micul ecran. Că eu nu înțeleg, minus 10 grade plus 35, ce să facă? Le arată concret când să-și dea un țol jos, când să-și mai pună o cușmă sau mânuși. E clar? Ai înțeles? Apropo, Fiorete, să vorbești cu colegii tăi de la secție să se uite și ei de seară. Că și pentru ei e făcută emisiunea. Ce glume am în mine? Am plecat. Rico se fie de panerama. Bă! A plecat acasă! 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 Amalia... Fupăză! Dar promiți că-mi bagi? Imediat! Emisiunea, fupăză, pe post! Sigur că da, Amalia! Doar știi că pentru tine mă zbat! Mă dezbrac aci de față cu matale, că mă inhibi! Mototolule, imaginează-ți tu că nu sunt aici! Cum să-mi imaginez că nu ești aici, când ești tot mai... Mă! De curul, mămică! Coșteluș, ia vezi cum vorbești cu mine! Că dacă strântezi vreo două bastoane pe cocoașe, te dezinhibi imediat, că te-ai zice pește! Da, mămică, dar ce mai... Ce-i venit mata aici, că mi-ai dat voie să mă dezbrac? Păi tocmai de-aia, mă, ca să te ajut. Că știi că ai fost mototol de mic și n-ai fost în stare să scoți niciodată șalopeta de schi fără ajutorul meu. Când ajungi la temperaturi ridicate, intră baba și ți-o scoate. Oh. Știi, nu este al meu. Eu sunt babysitter. Că după ce m-ați dat afară, a trebuit să fac ceva. Să știi că nu eu te-am dat afară. Eu chiar m-am opus. Cum? Așa. Nu chiar așa, dar să știi că o să-ți găsesc un format foarte tare și lung și puternic. Stai puțin. Auzi, dar lasă-l în plata domnului să plângă în pătuț la el acolo, că face plămânii mari. Știu, dar părinții mai au obiceiul să întrebe dacă se aud plânsete. Și crede-mă că nu-mi risc banii. Să-ți dracu de vecini cu cleanța aia voastră, să ziceți voi tot că vă deranjează. Ce vă deranjează, bă? Ce vă deranjează? Ei, lasă că vă deranjează! Na, 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 na! Dragi telespectatori, temperaturile de pe continentul asiatic... Scoți pantalonașii și intru? Nu! Nu sunt foarte diferite de cele din Europa. Avem, după cum vedeți, 25 de grade... Cu minus în deșert, noaptea. Și, în schimb, avem 35 de grade ziua, tot cu minus... Tot cum e pe vârfurile munților. A fost bine? A dormit? Da. Da, bă, să trăiți! Cum nu se dezbracă? Da, vine în 5 minute acolo. Să trăiți! Puh, vine al dracu de frate, chel de... Păi ce face ăla, mă? De ce nu se dezbracă? Păi
nu se dezbracă, pentru că seamănă cu tașul împiedicat și tantaloșul de mic n-a fost în stare să-și dea jos salopeta. Bă, spune lui ăla în cască că a sunat Barosanu și dacă nu se dezbracă, îl dă afară. Spune, ce? În zona Caraibelor, temperaturile pot ajunge și până la 40 de grade. Dă salopeta jos de pe tine că ăștia te dau afară. Mă pică! Buzu, vă implor eu, mai dați-mi o șansă! Uite, diseară mă dezbrac, promit! Mă dezbrac dublu și pentru ieri! Sfântu! Minte, șeful, și diseară o să se întâmple la fel pentru că n-a plecat baba recte măsa! Da, da, o să o conving eu să nu mai intre în platou, da? Vrăjeală, șeful, mai bine îl dau afară acum ca să nu ne mai facă de râs, da? Lasă-l, mă, lasă-l! Dar zici, lasă-l! Hai, noroc că sunt eu miros din fire gogoașă, da? Dar vezi că e ultima ta șansă. Da, șeful, să rămână! Ai văzut? Dar zici, lasă-l! Sperie iar. Că nici nu-i greu, ai văzut la ce față de vrăjitoare are. Ce vrei să-l ții pe ăsta pe spital tot timpul? Nu mai bine. O anihilați și scăpați de-o grijă. Da, dar trebuie să mă ajute și el, că dacă îți rămân singură, mă termină aia. Și rău îmi pare mie. Uite paradox. Nici nu știu de care vreau să scap mai întâi. Și dacă o anihilați rapid, o vezi de la băiatul și un bonus de 20 de pizza. Păi, ale! S-ai spus ce capul am! Rău, ce tare mică! Intru eu și când mă atacă și e cu spatele la ușă, intri și tu și o pălești. Și da? Dau și eu de dracu de baraclatine. Ce faci, mă, la ușa mea cu la mână? Rămâneți cu noi! Revenim imediat! Să te pui, dracu, să nu mă lași să-și poți salopeta aia că te termin! În Siberia, gerul va fi năpraznic, iar aurora boreală va lumina cerul toată noaptea, fapt care va strica somnul copilașilor și îi va forța pe părinți să-i adormă cu nani, nani, somn ușor, noapte bună, puișor. Nani, nani, somn ușor, noapte bună, puișor. Nani, nani, somn ușor, noapte bună, puișor. Nani, nani, asta e idiot. Somn ușor, chiar vrea să-l dea afară. Noapte bună, puișor. Nani, nani, a dormit? Somn ușor, noapte bună. Nu, 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 puișor. Lasă-l, că asta l-a adormit. Fogoașe? Nani, nani, puișor, noapte bună, somn ușor. Și acum, dacă au adormit toți nordicii, să trecem ceva mai la sud, unde temperaturile și canicula nu lasă pe nimeni să doarmă. Acolo lumea deja renunță la haine, pentru că temperaturile ajung chiar și până la 40 de grade. Hai că am avut noroc. Mm.
Da, boss. Vine 5 minute. Pasăm! Ca să le exemplifice acestor probleme? Ce persoane fizice ar fi ele, mă? Băi, de ce persoane fizice, persoane juridice și probleme psihice? Ce are, mă? Eu le-am pe toate. Păi ce, nu faceți emisiunea asta de meteo pentru persoanele cu probleme psihice? Da, hai. Păi ce, nu faceți emisiunea asta meteo pentru probleme... Cu persoane? Pentru probleme cu persoane psihice? Da. Ce are? Și acțiune.